Aproape 50 de controle au fost efectuate de către inspectorii de muncă la brutării și patiserii din județ. Aceștia au verificat modul în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, iar în urma verificărilor au depistat peste 60 de deficiențe. Pentru acestea au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 23.000 de lei, inclusiv pentru muncă fără formă legală. Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat campania națională de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, precum și încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase. În cadrul acestei campanii de control au fost efectuate 48 de controle în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, constatându-se un număr total de 63 de deficiențe pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și respectarea prevederilor legale. Totodată s-a aplicat un număr total de 48 de sancțiuni contravenționale, dintre care 8 amenzi în valoare totală de 23.600 lei, 10.000 de lei reprezentând o singură amendă pentru muncă fără forme legale. Dintre principalele nereguli constatate se regăsesc lipsa acordării zilelor libere legale, lipsa comunicării către ITM a prestării muncii de noapte, lipsa acordării repausului săptămânal, lipsa controlului medical periodic și lipsa echipamentului de protecție.